Vă salut, stimați invitați, și bine ați venit la o nouă emisiune. Ai mai mult umor? De ce mă întrebi? De când prezint emisiunea asta și de când o produc și de când fac și treabă de reporter, deci practic fac absolut totul la această emisiune, de ce mă întrebi? Mi-am dat seama de un singur lucru. Oamenii atunci când sunt filmați încearcă să fie mai amuzați decât sunt ei în viața reală, frate. Și încearcă să rupă pisica secundă cu secundă. Morala este următoarea. Atunci când încerci și-ți propui să rupi pisica, te rupe pisica pe tine. De ce, mă, întrebi? Cu ce te ocupi, tale? Greu de spus. Am terminat facultatea, sunt șomer și fac stand-up comedy. Ești robot? Nu, dar aș putea fi dacă mă angajez. Așa par, frate. Perfect. Mă simt de parcă... Perfect. Uite, vezi, vorbește așa foarte robotizat. Am observat lucrul ăsta despre tine. Ia zi cum e trebuie. Pe unde te-am mai văzut eu, pe matale? Probabil la stand-up, dacă ai fost la show-urile cu intrare liberă. Deci mă rupi. Felul în care vorbești tu mă rupe, cum să zic eu ție. Chiar am... Bucur. Chiar zic... O, Doamne. O, Doamne Dumnezeule. De ce mă întrebi? Am și eu rugăminte. Stai și tu cum stau și eu. Uite, uite așa. Ok. Stai așa. Nu, stai, frate, uită-te la... Cum să zic eu ție? Ca și cum ai vorbit cu un om, exact. Uite așa. Gata. Așa, că mi se pare că vorbești la cameră. Înțelegi? Și ai un om în fața ta. Cum e trei? Hai să zicem că eu acum îți dau ție 20.000 de euro. Ce faci cu ei, frate? Îi cheltui. Deci tu zici că... Deci matale doar din stand-up îți câștigi existența, da? Îi mai cer și bani lui mama. Doamne, cât de greu o să fie. Deci, matale, îți câștigi existența doar cu stand-up-ul, nu? Da. Încă unul. Deci, matale, îți câștigi existența doar... Deci, matale, îți câștigi existența doar cu... Deci... Deci, matale, îți câștigi existența doar cu stand-up-ul, nu? Da. Am înțeles. Cum te numești? My name is Victor. Și mai cum? Mihail Tanu. Victor Mihail Țeanu? Yes. Dacă ai fi englez sau dacă ai fi român, hai să te iau așa, hai să facem un exercițiu de imaginație. I'm Romanian. Eu am înțeles că am înțeles, frate, lucrul ăsta, că tu te-ai născut în România, dar tu nu vrei să vorbești românește. Hai să facem atunci un exercițiu de imaginație, hai să te duc eu așa. Și dacă ai fi român, cum s-ar pronunța numele tău? Victor Mihălțeanu. Mihălțeanu. Deci Victor Mihălțeanu. De cât timp ești frate plecat de România? De-ai uitat limba. So many years. Câți ani? Maybe like 24 years. De 24 de ani. Yeah, I left when I was 5. Dar știi românești? I can speak, yeah. Fii atent că nu te las. Până la sfârșitul zilei ăsteia, tot par limbi ceva pe română. De ce mă întrebi? Sure. Da, frate. I can do it a little bit. Poți să o faci acum? Yeah. Care este diferența dintre oamenii de aici și oamenii de acolo, stimate invitat? Românii sunt foarte faini, înțelegători, da. Înțelegători. Se pot face mult și la noi în țară și avem oameni talentați. Ce pot să zic? Vorbești mai bine decât președintele României, de ce mă întrebi? Yes. Asta vreau să zic. Rămână, doamna Madonna. Eu, ei, se topește aurul pe mine. Stai liniștită, că încăperea asta s-a întâmplat foarte mult. Hai că văd că ai un bici, folosește-l. Te rog eu mult de tot, nu mă mai provocați. Nu mă mai provocați, că vezi că a căzut în tine ceva. În ce stare psihică erați atunci când ați creat melodia Like a Virgin? Ce vrei să faci? Eram un pic nef... Asta nu cred că o să poată, da. Dar despre asta este emisiunea Ai Mai Mult Umor. Grația e dracu dacă piați. Că despre asta e vorba, despre deschidere. Deci erați nef***, ziceți. Da, e despre deschidere. Dar erați virgină sau nu erați virgină în perioada asta? Vrei neapărat să știi? Dacă sunt virgină și acum, vrei să vezi? Vrei să încerci? Nu. Să zicem că nu. Bicea Madonna.
Să se termine odată interviul ăsta. Pleacă cu camera asta de aici. Că ce urmează nu o să poată da pe cameră. Pleacă dracu de aici. Pleacă de aici, te rog eu mult de tot. Doamnă, sunt la muncă, vă rog eu mult.